Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 28 aprilie 2022. Lecții de pescuit. Depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Luca 5, versetul 4. A patra lecție de pescuit la care vom medita astăzi spune: planul lui Dumnezeu pentru viața ta implică întotdeauna risc. De ce? Deoarece El dorește să trăiești prin credință. De ce crezi că Domnul Iisus i-a zis lui Petru: depărtează-o la adânc? Pentru că acolo sunt peștii cei mari. Majoritatea oamenilor își duc traiul în apele de suprafață ale vieții. Ei își duc zilele la un nivel superficial. În viața lor există puțină profunzime. Ei se mulțumesc să stea pe lângă mal, neintrând niciodată în ape mai adânci. De ce? Pentru că e mai sigur în apele mici. Ei se gândesc: dacă merg în ape adânci, poate vor fi valuri. Ele mi-ar putea clătina barca și m-aș putea răsturna. Așa că rămân aici unde este confortabil și unde pot să stau liniștit. Abia dacă ne udăm pe degetele de la picioare, deoarece ne este teamă să intrăm în apa care ne trece peste cap. Noi ne imaginăm că dacă vom fi prea serioși în angajamentul nostru față de Dumnezeu, poate vom deveni niște fanatici. Familia s-ar putea supăra. Ce vor crede prietenii? Dacă Dumnezeu ne va cere să facem ceva ce nu suntem capabili să facem. Așa că ne mulțumim să rămânem în apa puțin adâncă și pierdem atât de multe. Să înțelegem un lucru. Planul lui Dumnezeu pentru viața ta este un plan bun, un plan care va fi spre folosul tău. Vezi și Ieremia 29, versetele de la 11 la 14. Domnul spune: lasă-mă să intru în corabia ta. Lasă ca prezența mea să te însoțească oriunde mergi, în afacerea ta, în cariera ta, în familia ta, în căsnicia ta, în orice domeniu. Lasă-mă să te călăuzesc. Conlucrează cu planul meu și eu te voi binecuvânta mai mult decât ai visat-o vreodată. Ce te împiedică să nu-L crezi pe cuvânt și să mergi înainte prin credință astăzi?